Stai aproape să-ți arăt cum am pregătit această delicioasă supă de fazan cu tăiței de casă. Supa de fazan este una foarte clară și fină și este mai gustoasă decât m-am așteptat. Am porționat fazanul, am dat deoparte pulpele, iar celelalte bucăți le-am folosit pentru supă. Am lăsat la fiert fazanul aproximativ o oră și jumătate cu sare și am spumat atunci când a fost nevoie. Tăiței i-am pregătit din două ouă, peste care am pus făină cât cuprinde, astfel încât să obțin un aluat mai tare, dar manevrabil. Am împărțit aluatul în două și l-am întins cât de subțire am putut pe masa de lucru, iar apoi l-am lăsat să se usuce vreo 15 minute, după care l-am întors și pe partea cealaltă să se usuce. L-am întors de 2-3 ori până s-a uscat bine pe ambele părți, iar apoi l-am pliat așa cum vedeți în imagine, l-am împărțit în jumătate și l-am tăiat cât de fin am putut cu ajutorul unui cuțit. Am răsfirat apoi bine tăiței și am lăsat să se mai usuce. Carnea de fazan nu fierbe foarte repede, am fiert-o aproximativ o oră și jumătate, iar apoi am adăugat legumele. Am lăsat și legumele să fiarbă împreună cu carnea aproximativ 30 de minute, după care am eliminat din oală atât carnea cât și legumele și am mai strecurat puțin supa să elimin impuritățile. Am folosit doar o parte din tăiței, iar pe ceilalți a doua zi după ce s-a uscat i-am pus în pungă de hârtie. Am dezosat carnea și am tăiat-o în bucățele mai mici, este o carne foarte fragedă. Morcovul fiert l-am tăiat și pe el în rondele, iar apoi l-am adăugat înapoi în oală. Am mai dat doar 2-3 clocote împreună, după care am oprit focul și am adăugat pătrunjel proaspăt tocat. Această supă de fazan pur și simplu m-a cucerit cu gustul său perfect și sper să aveți și voi ocazia să o încercați. Și nu uitați de follow pentru mai multe inspirații în bucătărie!